Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa are de peste 15 ani legături cu Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. Pot să spun că personal, datorită funcției pe care o aveam la momentul respectiv, am participat la fuziunea celor două confederații și, practic, sperăm și sper că vom avea în continuare relații excelente. Am făcut un agrement între cele două confederații, s-au făcut schimburi la nivelul federațiilor, la nivelul regionalelor, adică dintre raioane și județele României, pentru că fiind aproape, practic e dependent de ceea ce se întâmplă în fiecare țară, consecințele pe piața muncii internă a fiecarei țări ca aparat. E interesul deci comun și în acest sens faptul că Confederația Sindicatelor din Moldova a intrat atât în Confederația Sindicatelor Internaționale cât și la Confederația Europeană a Sindicatelor este un pas înainte de progres și de integrare într-o mișcare care devine din ce în ce mai importantă prin efectul pe care îl are globalizarea și pe care noi, ca reprezentanți al lucrătorilor, trebuie să apărăm drepturile generale ale lucrătorilor. Dumpingul social este ușor de făcut și consecințele, pe termen mediu sau lung, vor fi distrugătoare. Seminarul de astăzi, masa rotundă, că seminar e mult spus, are ca scop, de fapt, un schimb de experiență. Prin amabilitatea colegilor noștri, se dorește să se împărtășească experiența Cartel Alfa din punct de vedere al organizării și al creșterii eficienței sindicale pe viitor. De fapt, mișcarea sindicală, datorită mutațiilor economice, trebuie să fie într-o dinamică continuă, pentru că trebuie să se adapteze la noile condiții ale pieții. Piața muncii se schimbă, condițiile pentru lucrători se schimbă, devin noi forme de organizare ale lucrătorilor și noi, ca sindicate, trebuie să găsim răspuns la toate aceste chestiuni. Împreună să sperăm că vom găsi experiența adecvată.